Atenție, avioanele de luptă NATO staționate atât în regiunea Baltică, dar și în regiunea Mării Negre s-au luptat de mai multe ori în ultimele 4 zile pentru a urmări și intercepta avioanele rusești în apropierea spațiului aerian al Alianței, potrivit unui comunicat publicat de Comandamentul Aerian Aliat al NATO. Radarele NATO au urmărit o serie de aeronave neidentificate deasupra Mării Baltice și a Mării Negre începând de marți. NATO a remarcat că aeronavele rusești deseori nu transmit un cod transponder de indicare a poziției și altitudinea la care se află aceste aeronave, nu depun un plan de zbor și nu comunică. În regiunea Baltică, avioanele de luptă din Polonia, Danemarca, Franța și Spania au fost folosite în diferite momente pentru a intercepta și identifica aeronavele care se apropiau. În regiunea Mării Negre, aeronave din România și Marea Britanie au fost folosite pentru a investiga urmele aeronavelor necunoscute care se apropie de spațiul aerian aliat, se arată în comunicat. Nu există niciun indiciu că aeronavele americane au participat la interceptări. NATO spune că aeronava rusă nu a intrat în spațiul aerian al Alianței, iar interceptările au fost efectuate într-un mod sigur și de rutină. Ce avem aici, domnule general? Sunt alte încercări de intimidare, încercări făcute de Vladimir Putin. Am văzut și amenințarea făcută în această săptămână că cine oferă sprijin extern Ucrainei va primi un răspuns fulgerător.